Uneori viața aduce oamenilor încercări după care este imposibil să supraviețuiești, dar eroii videoclipului nostru de azi au fost la un pas de moarte, dar s-a întâmplat un miracol. James Bull. Dacă aveți hobby-uri extreme, fiți mereu pe fază. Peste 2000 de sărituri au fost făcute de parașutistul profesionist James Bull. În 2009, el filma un documentar despre parașutiștii din munții înzăpeziți din Kamchatka și iată un alt salt. Partenerul lui James a trebuit să dea semnalul, să dezvăluie parașuta la 200 de metri deasupra solului. Dar semnalul nu a apărut. Bull a fost atât de absorbit de filmări încât și-a revenit când pământul era deja complet sub picioare. 20 de metri. Și-a deschis imediat parașuta, dar a fost prea târziu. Bull s-a lovit de pământ la 150 de km pe oră. Impactul a fost atât de puternic încât a lăsat un crater în zăpadă, cu adâncimea de un metru. Bărbatul a leșinat, iar mai târziu medicii vor găsi la el o fractură a coastelor și a coloanei vertebrale. Este incredibil, cu timpul James și-a revenit complet și chiar intenționa să continue parașutismul. Truman Duncan. Truman Duncan a alunecat accidental pe șine și a căzut sub un tren. Corpul lui era aproape tăiat în două. Se pare că într-o astfel de situație este imposibil să supraviețuiești. Cu toate acestea, Duncan a reușit să cheme o ambulanță și a așteptat salvatorii 45 de minute. Duncan a suferit 23 de operații, a pierdut un rinichi și ambele picioare, dar a supraviețuit. Acum omul lucrează în birou. Cine este acolo îngrijorat că nu se va putea căsători? Această femeie nu are un ochi și nici nas. Amina și-a petrecut cea mai mare parte a vieții sale în satul natal. Încă de la naștere, la fata au început să crească tumori pe față, care trebuiau îndepărtate împreună cu alte părți ale feței. În ciuda aspectului său, Amina a avut întotdeauna multe prietene. Mai mult de atât, s-a căsătorit ulterior și a născut doi copii. Da, am uitat să vă spun, Amina este musulmană, merge la moschee locală și se roagă de 5 ori pe zi și crede astfel: Dumnezeu vrea ca ea să trăiască mai departe. Lawrence Showers. În septembrie 2019, Lawrence Showers, în vârstă de 19 ani, lucra la șantier și în acea zi fatală conducea un stivuitor. Conducea pe podul care se repara când mașinile vecine, încălcând regulile, au început să-l depășească pe Lawrence la un semafor. Tipul a trebuit să se întoarcă spre marginea podului și aici a început problema. Lawrence a încercat să sară din stivuitorul care cădea, dar piciorul i s-a încurcat în centura de siguranță. Mașina s-a prăbușit de la o înălțime de 15 metri și l-a zdrobit pe Lauren. Drept urmare, și-a pierdut antebrațul drept, mâna și a primit alte traume serioase. Iubita lui, Sabina, spune: în noaptea dinaintea operației a scris pe o foaie de hârtie: te iubesc, de parcă acestea ar fi fost ultimile noastre momente împreună. Mai am această foiță. Lauren nu numai că a supraviețuit, ci a plecat curând la recuperare. Acum se folosește activ de rețelele de socializare, dar în viața de zi cu zi, potrivit lui Sabina, încearcă să facă cât mai multe lucruri pe cont propriu. Fata nu și-a părăsit iubitul, iar Lauren recent i-a cerut mâna și inima. Steve Fosse. Steve Fosse este prima persoană care a înconjurat lumea non-stop cu ajutorul unui balon cu aer cald. Deține și un alt record, o cădere de la înălțimea de 6,7 km fără o singură rană. Da, așa a fost. În 1998, bărbatul a călătorit în jurul lumii pentru a patra oară, în balonul său propriu, Solo Spirit. A trecut deja mai mult de jumătate din traseu și deasupra mării a nimerit într-o furtună. Grindina a lovit balonul și a început repede să cadă în mare. Coșul a luat foc. Spre deosebire de balon, Fosse a fost nevătămat. A căzut în mare, a apucat o plută de salvare și următoarele 10 ore le-a petrecut în largul oceanului, înconjurat de rechini. Ei bine, și apoi, după cum e obișnuit, eroul a fost salvat. Mauro Prosperi. El a devenit faimos datorită rezistenței sale. Judecat și singur, o persoană obișnuită poate trăi fără apă timp de 3 zile. Mauro s-a ținut de 3 ori mai mult. A participat la un maraton în Maroc. O furtună de nisip l-a rătăcit. Pentru a supraviețui, bărbatul și-a băut propria urină și a mâncat șoareci zburători, pe care i-a găsit într-o moschee abandonată. 9 zile mai târziu, nomazii l-au găsit pe Mauro și l-au adus la spital. Maratonistul a slăbit 18 kg. Pur și simplu nu înțeleg de ce pe acest tip nimeni nu l-a căutat. Și
Shayna Richardson, iată încă un exemplu, parașutistă amatoare, a urmat cursul de cădere liberă. Primul ei salt de 3 km solo a presupus viteza de până la 80 de km pe oră. Dar când Shayna și-a deschis parașuta principală, ea nu a funcționat. Apoi, fata a desfășurat cealaltă de rezervă. Nu s-a dezvăluit pe deplin, Shayna s-a izbit cu fața de asfalt, i-a spulberat craniul și bazinul. A supraviețuit în mod miraculos, dar asta nu este tot. A salvat și viața copilului său. Shayna a aflat că era însărcinată la spital, imediat după cădere. Vesna Vulovici. Ei bine, spuneți-mi de ce unul cade de pe bicicletă și se află în terapie intensivă, iar celălalt cade de pe zgârie nori sau de pe un avion și rămâne viu. Eu desigur vorbesc despre Vesna Vulovici din Iugoslavia. În 1972, o stewardesă de 22 de ani era la bordul unui avion DC-9, când a fost detonată o bombă ascunsă. În momentul teractului, fata se afla în coada avionului. Vesna a zburat 10 km strânsă între scaun și căruciorul din bufet. A aterizat pe un versant acoperit de zăpadă și a alunecat mult timp de pe el până la o oprire completă. Fata a primit răni grave, dar a supraviețuit. Ea este înscrisă în cartea recordurilor Guinness ca fiind supraviețuitor al unei căderi de la cea mai mare înălțime fără parașută. Paul Templer. Paul Templer, ghid al râurilor de pe teritoriul Zimbabwe, a scăpat în mod miraculos de moarte. A reușit să scape din gura hipopotamului. În timpul unei dintre expediții, când traversa râul, hipopotamul a ieșit din apă și a întors caiacul unde se afla colegului Templer. Când Paul s-a grăbit să-l ajute, hipopotamul l-a apucat. Capul și mâna lui Templer erau în gura monstruoasă, pe care hipopotamul a început imediat să-l zdrobească cu dinții. Încă nu înțeleg cum am reușit să mă eliberez atunci, admite ghidul. Când a ieșit în sfârșit din râu, a fost într-o condiție teribilă. Avea nevoie de o operație dificilă. Mâna lui trebuia amputată. Astăzi Templer încă lucrează ca ghid în Zimbabwe. După acea poveste, a scris o carte în care a povestit în detaliu totul cum s-a întâmplat. Josh Hanson. După așa un scenariu extrem, darts pare a fi o distracție pentru pensionari. Dar nu vă grăbiți! În 2007, Josh Hanson din Minneapolis și prietenii săi au decis să se distreze. După turneul principal și câteva beri la hotel, John a avut o idee genială de a testa rezistența ferestrei de la etajul 17. Părea mai fiabil decât era de fapt. Geamurile duble și bariera de securitate nu l-au încurcat pe Josh de 130 de kg să treacă de acest obstacol. A căzut de la o înălțime de 50 de metri pe pervazul primului etaj. Era la acel moment cea mai bună alternativă a betonului. Josh a rămas cu un picior rupt, cu un plămân afectat și câteva vânătăi. El susține că era atât de beat încât nu-și amintește deloc momentul căderii. Salvador Cabanas, fotbalist din Paraguay, unul dintre cei mai buni jucători din lume. În ianuarie 2010, în WC-ul unuia dintre cluburile mexicane, Cabanas a fost împușcat în cap. Puțini au crezut că va supraviețui, însă sportivul nu numai că s-a ridicat în picioare, ci și după aceasta s-a întors în club după 2 ani și a continuat cariera. Singura amintire a acelei zile tragice este glonțul, care este încă în capul lui. Chirurgii au decis să nu riște și să nu elimine glonțul, ca să nu dăuneze accidental creierul. Alan Maggie. Accidentele de avioane au fost ceva normal în timpul bătăliilor aeriene din al doilea război mondial. Este de asemenea evident că puțini au supraviețuit. Alan Maggie a fost pilotul unui B-17. În 1943, când se afla într-o misiune de luptă pe cerul Franței, bărbatul a fost dat afară din avion. După ce a zburat 6 km, a lovit acoperișul unei gări. Alan avea 28 de răni și mai multe oase rupte. Cu toate acestea, a reușit să supraviețuiască. Julia Chiopche. Julia, de asemenea, a supraviețuit într-un accident de avion. Când avionul a zburat deasupra junglei peruviene, a lovit un fulger. Avionul s-a destrămat chiar în aer. Fata de 17 ani a căzut de la o înălțime de 3 km cu centura de siguranță, la care a fost fixată. Ea și-a rupt clavicula și și-a rănit ochiul drept. Julia a trebuit să se lupte pentru a supraviețui în pădurea tropicală. Ea a decis să meargă pe jos de-a lungul râului. 9 zile mai târziu, fata a fost găsită de lemnar și a fost dusă la spital.